Domnișoarelor și domnilor, bun găsit, vă spunem de la Clinceni, aici pe FNF TV, avem meci de Ligă Secundă, Medaloglobus, viitorul Pădurii Târgu Jiu, etapa 13-a, o etapă importantă, atunci la decizia lui Țiu, de a renunța la centrare și ceva probleme pentru obligare de a fi de 2 timp. Centrare, mingeară, ajunge la un moment dat la Aziz, iată-l pe Șeptar, este lângă el Denis Blăzan, capitanul echipei preferă, însă o pasă mult înapoi și o minge înălțată în care un șut puternic al lui Gârbiță intervine, Caravalou, gata-gata să-l crească pe... Sunt 6 jucători îmbrăcați în albă, careul lui Medaloglobus, de această dată reușesc mai mult. Să vedem această centrare bună și este gol! Este gol marcat de Aziz, minutul 26. Minutul 26, Aziz 0-1, pauză și la Unirea de CSM-Rișa 1-1, centrare în care cade acolo un jucător al celor de la Metaloglobus, se dă penalti. Se asigură Gabin Mihulea că totul este ok, fluieră. Dragoș Huiban se apropie de minge, un pas, doi, Huiban, este gol pentru Metaloglobus. 1-1 și fluieră. Centralul finalul acestei prime reprize, cât de bine a venit pentru echipa bucureșteană acest gol. Badio, rămâne din dușă, în marginea cărui de 16 metri. Și un șut la distanță, oh! Ce bombă, intervenție excelentă a lui Dragoș Lupescu. Centralul Gabriel Mihuleac pornește și balonul, reluare cu capul din poziție foarte bună, foarte bună poziția. A ratat întâlnirea cu mingea, nu și cu adversarul, să-l omoare pe jucătorul celor de la Metaloglobus. Poate vom avea o reluare, însă după această contră, iată-l pe Huiban, Huiban pe post de servar, centrează bine, atenție, gol! Excelent avantajul lăsat de arbitrul Gabriel Mihuleac. Nu știu câți arbitri ai făcut asta, la ce faul a comis jucătorul celor de la viitorul Pădurii Târgu Jiu. Centrezi acum în fața porții lui Nedelcovici, este Nedelcovici, dar este rău și ce ocazie, ce ocazie are viitorul Târgu Jiu. Georgian Honciu a încercat poarta, Honciu trimite peste zid și parează Dragoș Lupescu. Centrare, reluare cu capul, iese și cade penalti. Nu, se ridică Fanionul de la margine, cred. Ia de pe cei de la viitorul Pădurii în această etapă cu numărul 13. Aceasta a fost transmisia noastră la Clinceni. Încă o dată, rezultatul final. Metaloglobus, viitorul Pădurii Târgu Jiu, 2-1. Rămâneți alături de programele PRF TV. La revedere!